ne aducă bucurie, dacă tot a venit astăzi și este mijlocul nostru și rămâne și la intrarea în Ierusalim cu noi, să intrăm cu El în Ierusalim, să ne deschidem inimile noastre și să avem credință. Scria înainte pe monedele acelea, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. De ce scria pe monede? Că acele monede circulau în toată lumea și cum circula banul, așa trebuia să circule cuvântul lui Dumnezeu să fie cunoscut de la un capăt la altul al pământului. Fericile patriarhe României, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teocrist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Sfântații români, că pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării, pentru fericirea patriei, pentru apărarea dreptei grinde strămoșești ortodoxe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Pe fericeții purea pomeniții ctitori ai sfântul locașul acestuia, pe aspititor, minuitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
Eu sunt zâna bună, roge mă ramân cu lună, primăvara mă numesc, toți copiii mă iubesc. Cu îngerii din cer cobor, vin din lumea florilor, cu alai de culori și cu strai de sărbători. Să ne înveselim copii, că veșintele flori. Între atâtea sărbători, ea își leagă numele de flori. La această sărbătoare, celor cu nume de floare, Domnul să le dea de toate mult noroc și sănătate. Thank you.
Cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu, care vine în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, de care cel vinit sunt eu. Încă cred că acesta este prea curat cu tău și acesta este scump sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă toată greșeala cea cu voie și a fără de voie, cea cu știință și cu neștiință. Și mă îngrăincește ca fără de ostândă să mă împărtășesc prea curatele tale, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Ne-ai împlinicit pe noi ani împărtășit cu Sfintele, cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoare tale, taine. Întăluiește-ne pe noi de ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia! Odihnă vă, Doamne! Sufletul adormiților, robilor tăi, s-au pomenit și lepălor veșnică pomenire. Veșnică! Veșnică pomenire,
pomenire. Să facă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. Dragă fericire veșnică odihnă Dumnezeu. Dumnezeu să facem această slujbă astăzi de Sfântul Ierarh Lazar, cel înviat a patra zi, prietenul Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem aici să-L cinstim pe acest Sfânt Ierarh al Ciprului, din orașul Larnaca, pentru că nu întâmplător s-a pus acest hram la Sfânta noastră biserică, pentru că această Sfântă Biserică se află într-un cimitir. Și cu toții așteptăm învierea morților. Cu toții avem această credință că morții vor învia. Și avem acest exemplu pe Sfântul Lazar, care a înviat. Deci moartea poate fi biruită, nu este totul terminat aici, ci moartea este doar o trecere. Așa cum ne naștem în viața aceasta, așa și moartea este o trecere în viața de dincolo. De aceea, noi astăzi îl cinstim pe Sfântul Ierarh Lazar și avem această datorie, pentru că în timp ce s-au cântat aceste cântece frumoase de către acești copii, îndrăcea prin gând faptul că avem această datorie, toți care răspundem pentru ei, bunici, părinți, preoți, învățători, profesori și cu toții avem această datorie de a învăța credința noastră creștin-ortodoxă, pentru că în ultima perioadă mulți dintre câțiva sau în timp se vor înmulți, au venit aceste religii care s-au înființat acum 100 de ani și care vor să atragă, vor să ia din sânul Bisericii Ortodoxe pe copiii noștri. De aceea avem această datorie de a îi învăța, de a-i feri de aceste religii nou înființate și pe această cale trebuie să sensibilizăm, pentru că aceste cântece frumoase, dacă noi nu le păstrăm, nu învățăm pe copiii noștri, o să se piardă. Și aș vrea pe această cale să mulțumesc acestor copii, doamnelor învățătoare, profesoare, care i-au îndrumat, care i-au învățat aceste colinde, da? Și celor care au ajutat la acest hram. Mulțumim tuturor care s-au ostenit și fără de care n-ar fi fost atât de frumos hramul bisericii noastre. Aș vrea să dau această icoană a Maicii Domnului, Părintelui Răzvan, care în fiecare an este în mijlocul nostru și chiar când ne-am dat telefon, i-am spus: Părinte, puteți veni, aveți vreo problemă, pentru ca să știm. Ne apucăm să facem curat în biserică, să ne pregătim de hram și Părintele a zis: apucați-vă, faceți tot ceea ce trebuie, că vin. Și mulțumim pe această cale și îi salutăm dreapta.
Și pentru că de curând avem în biserica noastră moaștele Sfântului Mucenic Dasie, de la Durostorul, vă să aveți în casa dumneavoastră și pe Sfântul Mucenic Dasie, să vă aducă aminte de noi și de Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc! Doamnei Aurora Georgescu, care ne-a ajutat foarte mult la această slujbă. Și doamnei Mircea care a fost în fiecare zi aici în biserică. Mulțumesc și acum dați cei cărui candidat cei doi la școala 1 și acum copilul care îi și faceți mult părere. Și doamna Ana, doamna Pana Specia. Sunteți mică așa în statură ca fiind în bunse și de aia, așa cu copilul. Și vreți să fie mică, să lăsați copilul de părintele diploma de și un Dumnezeu lucru, da? Așa că sunt părinte. Buchetelul de flori. Ia și buchetelul de la diploma, așa? Buchetea pentru fiecare copilaj. Mulțumim și domnului primar Ilie Roman, că este în mijlocul nostru, domnului viceprimar și domnilor consilieri, care întotdeauna ne sprijină să stă alături de noi. Mulțumim, părinte, și dați-mi voi ca în numele dumneavoastră și al meu personal să urăm la mulți ani acestui sfânt lăcaș, căruia astăzi sărbătorim hramul, să mulțumim și să-i felicităm pe părinții preoți pentru extraordinara slujbă pe care ne-au oferit-o în această zi specială pentru acest sfânt lăcaș. Să mulțumim acestor minunați copii ai noștri pentru programul artistic oferit, doamnelor învățătoare pentru implicarea în pregătirea acestui program. Dumneavoastră tuturor vă mulțumesc pentru că astăzi ați făcut ca acest mic lăcaș să devină aproape neîncăpător și cu toate că el este mic și totodată neîncăpător, în el este aceeași încărcătură spirituală ca în orice alt lăcaș, ca în orice altă biserică. Și tocmai de aceea noi trebuie să avem grijă și de această biserică ca de orice altă biserică pe care o avem și în care intrăm. În acest sens vreau să vă informez că prin bunăvoința Consiliului Local și prin faptul că și bugetul ne-a permis, s-a alocat anul acesta sume importante pentru ambele biserici și ambele parohii și vom începe să facem o reabilitare cumva și chiar și acestui sfânt lăcaș. Am rugămintea ca în momentul în care participăm noi primăria și dumneavoastră să veniți în ajutor, pentru că aceste lăcașuri au fost construite de străbunii noștri cu sudoarea muncilor. Și nu trebuie să așteptăm numai la ce face primăria. Trebuie să participăm. Acolo ajutăm muncitorii care vor veni aici, că le aducem o cană de apă, că le aducem o bucată de pâine. Aș vrea să participăm cu toții la această activitate care se va desfășura. Și sper eu în fiecare an să avem posibilitatea să alocăm niște sume pentru refacerea și consolidarea acestor lăcașuri.
Și pentru că foarte frumos a spus Părintele Răzvan, la următorul răsărit de soare vom sărba floriile. Urez tuturor celor care poartă numele de floare, la mulți ani, multă sănătate și bucurie. De asemenea și pentru cei pe care îi aveți în familie și poartă numele de floare, de asemenea le urăm la mulți ani. Și pentru că urmează o săptămână, săptămâna mare a Paștelui, vă urez să aveți o săptămână liniștită și să primim lumina Sfântă a Învierii în pace și liniște sufletească. La mulți ani, încă o dată tuturor și vă mulțumim pentru această sprijină. Preacucernici părinți invitați, preacucernici părinți slujitori ai parohiei Sfântul Nicolae, domnule primar, domnule viceprimar, distinși consilieri, distinși membri ai corpului didactic, din Chernoți și din Oltenița, că și domnul Mavrădin aici, frați creștini, așa cum am început ultimul cântec acești copii minunați de la școala 1, veniți, veniți creștini la rugăciune în casa Tatălui Ceresc. Ne bucurăm că astăzi foarte mulți ați reușit să vă lăsați toate cele ale dumneavoastră și să veniți să sărbăm întreaga comunitate din Chirnoși, pentru că m-am bucurat, sunt aici persoane din parohia Stupinere care și-au urmat păstorul pe părintele paroh de la parohia Stupinere, pe părintele Părinel Burulean și au participat astăzi. Au fost invitați și au venit cu mare bucurie. Sunt acești copii din Stupinere, sunt copiii noștri de aici, din parohia noastră și toți ați reușit să veniți astăzi la această biserică. E adevărat că ar fi trebuit să fie mai neîncăpătoare, pentru că dacă noi ne-am plictisit, dacă noi am obosit astăzi, că e adevărat să stai aproape 3 ceasuri în picioare, nici nu știu cât este ceasul, este obositor, dar mă gândeam așa, noi am obosit stând în biserică, mai încălzită, mai în condițiile în care sunt, dar ei n-or fi obosit, strămoșii noștri care acum 150 de ani au construit cu mâinile lor, cu targa, cu roaba de lemn, 4 biserici, au obosit sau nu au obosit? Acum rămâne să vă dați răspunsul dumneavoastră. Și iarăși m-am bucurat că această frumoasă colivă și deosebit de gustoasă, o să vedeți, o colivă specială făcută după rânduiala de la Sfântul Munte Athos cu stafide, pregătită de către maicile de la Mănăstirea Sfântului Mercurie. Și mulțumim tuturor celor care s-au ostenit, sunt mai mult și știe Dumnezeu. O să am și rugămintea să nu plecați, pentru că multă lume se jenează. Zice, domnule, ce am venit pentru mâncare? Doamne ferește, este agapis din limba greacă, înseamnă iubire, dragostea creștină. Dacă unii oameni au avut această dragoste creștină să pregătească, trebuie să aveți dumneavoastră răbdare cu ei, să pună în farfurii, să luați în două feluri de mâncare. Au făcut și mămăligă, au făcut de toate, dar trebuie să nu vă grăbiți, să nu ieșim și să plecăm în 5 minute, să-i lăsăm așa mâhniți în această zi de sărbătoare. Și mi-am propus să vorbesc mai puțin decât primarul, pentru că distanța între funcții e foarte mare, uriașă, un simplu dirigent de poștă și un primar, trebuie să vorbească fiecare cam cât îi ține locul, dar să și încerc să reușesc. Vreau să, cum a spus dânsul, și îi mulțumesc pentru cuvintele de atunci, să-i dăm cezarului și al cezarului. Așa este, vreau să mulțumesc tuturor, dar mai ales vreau să mulțumesc Consiliul Local și în special acelor consilieri care au insistat foarte mult în frunte cu actualul viceprimar, domnul Ștefan Ion, au insistat foarte mult ca anul acesta să se facă un gest reparatoriu pe care multe localități în jurul nostru l-au făcut și pe care noi nu l-am făcut. Din păcate, astea au fost posibilitățile, astea au fost și, cum să spun eu, asta e unghiul nostru de vedere al întregii localități. Domnule, să dăm la biserică, dar totuși trebuie să dea preoții, ei să zugrăvească, ei să fie cu bidineaua pe schelă, ei să facă totul, pentru că ei vor rămâne aici, noi o să murim și ei vor rămâne în biserică asta veșnic, încă un milion de ani. Și sunt datori să facă lucrul ăsta. Dar nu trebuie privite lucrurile sub altă formă. Această, mai mult decât generoasă, pot să spun eu, inițiativă care s-a făcut anul acesta în bugetul
ne va aduce un dar, sperăm, neprețuit. Ne dorim întreaga comunitate, atât și cei din Stupinele, cât și cei din deal, să construim un centru social de zi, cu o capelă, mică capelă, cu o trapeză, cu o bibliotecă. Nu întâmplător au venit copiii astăzi aici. Cu o bibliotecă, cu o sală de meditații. Sunt câteva persoane, chiar dacă sunt un pic ești din biserică, care ne-au propus să facem același model pe care l-au multe parohii din România. Cadre binevoitoare, atât în activitate, cât și ești la pensie. Oameni care sunt specialiști, care sunt chiar mulți dintre ei autodidacți, oameni deosebiți care vor să învețe acești copii. Să cânte la un instrument, să danseze, dansuri populare, să învețe istoria localității. Degeaba știi războaiele napoleoniene de 10 cu felicitări și stă profesor, dacă tu nu știi cine a fost familia Danielescu, cine au fost cei care au construit, care s-au zbătut pentru noi. Și de aceea am insistat foarte mult că poate și dintre părinți, poate și dintre colegii care didactice vor fi zis, domnule, ce au învățătoarele astea astăzi, sâmbătă, vine frumos, cheamă copiii, ne cheamă și pe noi la școală. I-am chemat la biserică, pardon, i-am invitat, nu i-am chemat la biserică pentru a ține o mică, foarte mică lecție de istorie, de patriotism local. Pentru că am mai spus-o de fiecare dată, avem niște valori deosebite și o să ziceți, iară se repetă asta. V-am spus, această catafeteasmă este pictată de Anton George Serafin, ucenic al școlii de pictură de la Mănăstirea Căldărușan, coleg, cu Nicolae Grigorescu. Era socotit peste Nicolae Grigorescu, era socotit al patrulea ca importanța în acest Anton George Serafim și el vine și pictează toată această catafeteasmă, se semnează și trece anul aici, la 1878. 1878. E adevărat că am mai spus-o deja al patrulea an când o spun, anul ăsta chiar eram așa dezamăgit că zic nimic nu se face, dar dacă punem bazele cu acești bani pe care primăria ne ajută, punem bazele acestui centru social de zi în curtea bisericii din parohie Sfântul Nicolae, chiar în centru, va fi pentru toată comunitatea. Nu va fi pentru oricine. Dacă punem bazele și punem piatra de temelie, Dumnezeu ne va ajuta să și terminăm acest lucru. Și veți vedea ce lucruri deosebite se pot face. Veți vedea ceea ce vedeți și în alte foarte multe localități. Noi suntem datori să predăm ștafeta, așa cum înaintașii noștri au reușit să facă aceste biserici, au reușit să le împodobească. Trebuie să lăsăm acestor generații. Avem aici și clasa pregătitoare, avem și elevi de clasă mai mare. Ce le vom lăsa lor? Gândiți-vă că în perioada de după Marele Cutremur din 77, această biserică a fost renovată, această biserică, în ea au călcat oameni importanți, a fost sfințită, târnosită de către însuși și cel care urma să devină la vremea respectivă patriarhul teoptist al României. Este singurul arhiereu până în vremurile moderne, vorbim până după înființarea episcopiei noastre, a Sloboziei și Călărașilor, când o serie de arhierei au venit în bisericile noastre, nu în aceasta, singurul arhiereu care a venit în 200 de ani în această localitatea noastră și în biserica aceasta. Copiii aceștia sunt datori să știe, să afle cine le-au fost înaintașii. Și pentru că părintele a avut bunăvoința să îi mulțumească doamnei Aurora Georgescu, așa mi-a străfulgerat un gând, pentru că în anul 2017 a trecut la Domnul, cea care a pictat aici Aurora Darbaș, care este de fapt nașa doamnei Aurora Georgescu. Nașa doamnei Aurora Georgescu și m-am gândit, n-ar fi oare frumos că încercăm să întindem coarda ca doamna Aurora Georgescu să încerce să ajusteze o parte din pictura aceasta, măcar partea de jos care a fost restaurată, măcar această perdea, cum se spune, să-i dea bisericii un pas la anul acesta, un pas la anul și poate va rândui Dumnezeu un pictor autorizat să ne facă cu binecuvântarea episcopiei noastre să facă și celelalte retușuri. Noi nu avem bani să pictăm o asemenea biserică, dar măcar să o dăm generațiilor care vin, când se vor face mari acești tineri frumoși, care, săraci, s-au și plictisit, deci normal,
când se vor face mari, ei vor lua pe umerii lor jugul acesta să restaureze această pictură. Vă spuneam cu alte cuvinte, cu alte ocazii, că ea a mai fost pictată și de Leon Biju, prieten cu Nicolae, prieten cu Marele Constantin Brâncuș. Deci aici au călcat în chiloji oameni deosebiți, dar cine să le spună această istorie locală? Dacă ei nu vin, dacă dumneavoastră nu veniți, dacă nu participăm, chiar mă gândeam că o să fac ce a făcut Popa Tanda din novela lui Ioan Slavici. Popa Tanda a zis până s-a plictisit și a pus mâna să facă singur. Ei, cred că așa o să facă. Am zis de frize, am zis de becuri, de instalație electrică. Într-un an de zile n-a reușit să mai face nimic, de gard. Da, mai zic și eu și o să dau eu primul exemplu acum. Sper să ne ajute Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru răbdarea de a mă fi ascultat și îmi cer iertare. Acești minunați copii sunt cei care vor pregăti o parte din ei și mai sunt și alții care vor veni, care vor pregăti, vor pune cu mânuțele lor nevinovate Sfintele Paști și celelalte daruri pascale, caș, cum se e obișnuința aici la, în parohia noastră și în multe alte parohii, cașul și peștele pregătit pentru noaptea Învierii, să vi-l ofere dumneavoastră tuturor. Eu zic că e un pas înainte, că e un simbol și lăsăm, predăm așa ușor, ușor, treptat, ștafeta generațiilor care vin. Încă o dată, Dumnezeu să vă răsplătească tuturor toată această jertfă osteneală de bani, de timp, de oboseală și să aveți răbdare că Părintele Costu Jitor Ioniță va ieși afară să binecuvinteze Agapa creștină și să serviți din ea. Mulțumesc încă o dată tuturor!